Cred că am la aici se rezumă toate problemele. Blaga. Dumneavoastră pe el l-ați preferat, să spunem, șefia Partidului Democratic? Da. Starea de disciplină și modul în care privește mai serios lucrurile față de țara românească. Sigur că Blaga are altă viziune, să zicem, de față de Emil Boc. Dat fiind faptul că domnul Emil Boc deci execută ordinele domnului Băsescu. Deci credeți că Blaga ar fi... Poate, dar cred că... Nu cred că diferențe mari ar fi. Politicienii vaslueni sunt convinși că nu va exista nicio diferență în strategia pedelistă, indiferent de câștigător. Cred că oamenii nu vor fi încălziți într-un fel sau altul, nu vor simți prosperitate dacă vine Blaga sau rămâne Boc. Rămâne același partid care este dedicat unei clientele proprii și care va fi condus în continuare de Traian Băsescu. PDL-ul este condus de Băsescu. Blaga are la câte nervi, îl cunosc bine, am lucrat cu el la București când am fost parlamentar și pe Boc îl știu bine. Diferența de clasă între ei și Băsescu nu are niciun interes ca Blaga, un om mai puternic și cu nerv, care să îi facă zile negre, ca să mă exprim așa, să nu asculte. Prezintă nicio importanță alegerea unuia sau altuia, adică mai pe scurt spus, e tot un drac. Decizia finală aparține însă membrilor PDL din întreaga țară. Alegerile pentru șefia acestei formațiuni